Spune cuvântul Domnului despre Domnul Iisus. S-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea, și pentru că era Dumnezeu din Dumnezeu adevărat și Mântuitorul tuturor păcătoșilor, de aceea, și Dumnezeu l-a înălțat în nespus de mult. Și a dat un nume care este mai presus și ce nu. Pentru că în numele lui Iisus să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ. Și orice ce limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Iisus Hristos este Domnul. Când un om spune din toată inima Iisus Hristos este Domnul, Împlinirea lui Dumnezeu vine peste el. Și când un om, indiferent cine ar fi să fie omul acesta, spune din toată inima Iisus Hristos este Domnul, neprihănirea lui Dumnezeu devine neprihănirea Lui. Prin credință suntem socotiți neprihăniți. Dumnezeu în înțelepciune Lui a așezat în universul credinței noastre legi spirituale. Legi spirituale peste care El niciodată nu trece și pe care niciodată nu le împlinește în locul nostru. Una din aceste legi, de exemplu, este cuvântul care spune, dacă iertați oamenilor greșelile lor, și Tatăl vostru cel Ceresc vă va ierta greșelile voastre. Dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru cel Ceresc nu vă va ierta greșelile voastre. Partea cea mai importantă în rugăciunea Tatăl nostru este cuvântul care zice și ne iertă nouă greșelile noastre, precum și noi, iertăm greșiților noștri. Și ca să se asigure Domnul Iisus că am înțeles bine și foarte bine adevărul acesta, adaugă, după ce se încheie rugăciunea, dacă iertați oamenilor greșelile lor și Tatăl vostru cel Ceresc, vă va ierta greșelile voastre. Dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, în general și mai cu seamă acum, înainte să ne împărtășim cu Duhul și cu sângele Domnului, dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru cel Ceresc, nu vă va ierta greșelile voastre. Dacă eu v-aș spune, voi nu mai sunteți pământești și duhovnicești și aș minți. Întreg cuvântul Domnului spune voi, adică noi, nu mai sunteți pământești și duhovnicești dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi. Și mai voi adăugă și spune, dacă nu are cineva Duhul lui Hristos, nu este al lui. Poți să stai într-o biserică și 50 ani și 70 ani. Și să faci toate slujbele la lângă. Asta e altă chestiune. Dacă nu are cineva Duhul lui Hristos, nu este al lui. Și Duhul lui Hristos este Duhul dragostei divine. Dragostei cu chip dumnezeiesc, care și suferă totul, și crede totul, și nădăjduiește totul, și acoperă totul, și iartă totul. Și când dai pagina cea din trei versete în partea de sus, spune că și toți cei ce sunt răuziți de Duhul lui Dumnezeu. Nu de fire pământiescă și nu de Duhul lumii. Toți cei ce sunt răuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Și o altă lege pe care a așezat-o Dumnezeu în universul credinței noastre peste care El niciodată nu trece, și pe care niciodată nu o împlinește în locul nostru, este cuvântul care spune că Dumnezeu înalță pe cei ce se smeresc și coboară, pe cei care se înalță. Iisus mai întâi s-a smerit și în felul acesta s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult. Noi toți avem încercări, ispite, lovituri și lucruri de un fel sau de un alt. Și am vrea să fim mai mult decât biruitori în lucrurile acestea.
Și eu aș vrea să fiu mai mult decât biruitul. Și nu există decât o singură cale. Noi ne smerim și El ne înalță. Și mai mult, și mai mult, și mai mult, și mai mult. Deasupra puterilor tot mai dezlănțuite ale demonilor, ale iadului. Cea mai puternică armă în lupta cu diavolul și cu îngerii căzuți, cu demonii, este smerenia sau umilința sau simplitatea sau modestia. Este o armă pe care El nu o cunoaște. Este o armă pe care nu știe nici să o întrebuințeze și nu știe nici să se ferească de ei. Iisus spune că s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruci. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult. Vrei să te înalțe Dumnezeu deasupra puterilor întunericului, deasupra demonilor? Nu există decât o singură cale. Nu există decât o singură soluție. Noi ne smerim și El ne înalță. Când este vorba despre păcat, despre idol, poftele tinereții și încălzirea idol, Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu spune cu dașamin, o poruncă fără de echivoc, fugiți. Dar când este vorba despre diavolul, vrășmașul sufletelor noastre, nu ne spune să fugim, spune supuneți-vă darul lui Dumnezeu, împotriviți-vă lui, dar în credință și spune El, zice, va fugi de la voi. Știți? Cum la sfârșitul celor 40 de zile de ispitire de un fel sau de un altul în pustie, Domnul a flămânzit și au venit ispitirile cele mari de la sfârșit. Și între aceste ispitiri mari, trei la număr, una, spune cu el, diavolul a luat pe Iisus și l-a dus pe un munte foarte înalt și a arătat toate împărățiile lumii acesteia și strălucirea lor. Și a zis, ție le dau pe toate, că și ale mele sunt. Dacă te vei arunca cu fața la pământ și te vei închina mie și Domnul prinde Duhul Sfânt, l-a biruit pe cel viclean, pe cel rău, spunându-i cuvintele minunate, pleacă Satan, că ce este scris în Domnului Dumnezeului tău să-i te închini și numai Lui să-i slujești. Cine are minte ocupată cu lucrurile vieții pământești, indiferent de natura lor, că sunt chestiuni profesionale, chestiuni economice, culturale, sociale, politice, religioase, de orice și natura ar fi să fie, se închină diavolului și nu lui Dumnezeu. El este numit stăpânitorul lumii acesteia și Dumnezeul veacului acestuia până una altă. Spune, ție, ți le voi da pe toate, că și-ale mele sunt. Și l-a dus pe un munte foarte înalt și a arătat toate împărățiile lumii acesteia și strălucirea lui. Cu cine a despărțit diavolul pe protopărinții noștri de Dumnezeu în grădina Edenului? Pofta ochilor? Pofta fi de pământeșilor de roșimii aici. Și sunt investite al Dumnezeu. Și acum internetul www.666 este împlinirea visului multimilenar al diavolului. Vesfix zice că Dumnezeu. Și suntem supuși acestor vimei cuminite presiuni 24 de ore din 24 și milioane, dar un miliard de cap în capcana aceasta vimei cuminită. Și prin internet creează un univers virtual și eu chiar cred că sunt Dumnezeu. Mă uit cât vreau, la ce vreau, și când vrea, și cum vrea, și așa mai departe. Este o luptă pe viață și pe moarte.
care se dă pentru fiecare suflet. Să spunem și noi din toată inima, mai întâi Iisus Hristos este Domnul. Și mai voi să spunem din toată inima, indiferent luptele sau încercările nemaipomenite prin care ne se dat să trecem, copii, tine și oameni maturi deopotrivă, pleacă satana, căci este scris Domnului Dumnezeului tău să-i te închini și numai Lui să-i slujești. Amin. Amin. Cele scrise în cartea Rut s-au petrecut 1100 de ani înainte să vină Domnul și Mântuitorul nostru Iisus pe pământ să ne caute și să ne mântuiască. Și sunt cuvinte scumpe și de însemnătate veșnică, nu doar vremelnică, și pentru cei de atunci, și pentru noi cei de astăzi. Iisus este boazul nostru. Și cine a Domnului înseamnă să stai la masă cu Domnul secerișului și cu toți secerătorii lui care au trăit de-a lungul miilor de ani, pricutinde pe întreg pământ. Rut era dintre neamuri și noi suntem dintre neamuri. Și a auzit despre Dumnezeul lui Israel și și-a găsit singur. Și s-a îndrăgostit de Dumnezeul lui Israel și a vrut neapărat să intre în poporul Domnului și să intre în legăminte de făgăduință. Și a spus soacrei ei, Naomi, poporul tău va fi poporul meu și Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu. Și așa cum Rut i-a spus lui Boaz, binefăcătorul și răscumpărătorul ei, o, Domnul meu, să capă trecere înaintea ta, căci tu m-ai mângâiat și vorbele tale au mers la inima slușnicii tale și totuși eu nu sunt nici măcar una dintre slușnicele tale. Cea mai puternică armă în lupta cu păcatul, cu fie cum împiedică poftele ei de un fel sau de un altul, cu lumea tot mai decăzută și cu demonii, este umilința, smerenia, simplitatea, modestia. Și noi spunem Domnului și Mântuitorul nostru Iisus, mai cu seamă la cina Domnului, Domnului să căpătăm noi trecere înaintea ta. Tu ne-ai mângâiat. Și prin cuvântul binecuvântat și miraculos al Evangheliei, ai atins și câștigat pe totdeauna inimile și viețile noastre. Și noi, chiar dacă n-am fost din poporul Israel, datând bunătatea ta și în dragostea ta de Dumnezeu adevărat, ne-ai iubit și pe noi în măslinul binecuvântat. Și pot la cina Domnului mei cu seamă, ne aducem aminte cum se spune și mai devreme de ceea ce a făcut El pentru noi. Cine este El pentru noi și cine suntem și noi? Pentru El, prin cruce, prin jertfă, prin Domnul Iisus. Spune în Efeseni, capitolul al doilea, versetul numărul 12. Aduceți-vă aminte că în vremea aceea era fără Hristos. Și noi apoi zice, fără de cetățenie în Israel, fără legăminte de făgăduințe, fără nădejde și fără Dumnezeul lui. Este un verset care începe cu Dumnezeu Hristos și se termină cu Dumnezeu Tatăl. Și numai prin Iisus avem drept de cetățenie în Israel și aici este limba duhovnicească, cetățenia noastră este în cer. Și numai prin Iisus intră în legămintele făgăduințe și numai prin Iisus avem nădejde și în viața de pe pământ și avem nădejde și pentru viața ce va să fie. Iisus este boazul nostru și cina Domnului înseamnă să stai la masă cu Domnul secerișului și cu toți secerătorii lui.
Și semn rămasă în intimitate cu Domnul se șerbișul și cu toți seșerătorii lui. Nu doar când ne aducem în minte de ce a făcut El pentru noi, ci ne dorim din toată inima, mâncând din pâine care se plânge și din paharul, din sângele legământului celui nou, ne dorim să ne însușim personalitatea Lui. Ne dorim din toată inima să însușim pe El și împreună cu El veșnicia și cerul binecuvântat. Iisus este boazul nostru. Și spune că la vremea prânzului Boaz a zis către Rut, apropie-te, mănâncă pâine și mâine-ți bucata în oțet. Ea a șezut lângă secerător și au dat grăunțe prăjite. Diferimă duhovnicească, nu-i îngăduie timpul să ne ocupăm de fiecare lucru și-o rămbar. Și spune, am mâncat și mai apoi s-a săturat și am mai făcut ceva la fel de important. Ce a rămas astăzi? Și spune în Biblie că El Dumnezeu satură după dorință. Și El și e nevoia fiecare dintre noi în această dimineață în locul acesta. Și este cel mai fericit. Și este cel mai doritor și cel mai binecuvântat să împlinească. Sau atunci când împlinești și închid desăvârșit orice ce nevoie pe care îi spunem unui savant la București, mai multă vreme în urmă, toate cărțile care au fost scrise vreodată din mințile cele mai luminate care au trăit de-a lungul miilor din an pe pământul acesta, în comparație cu Biblia, sunt pleabă. Și Dumnezeu zice așa, este aveți dreptate. Iisus este pâinea care s-a coborât din cer, și care și astăzi, în secolul numărul 21, un secol ultra-sofisticat și din care afară de încurcat, dă lumii viață cu alte cuvinte, El și numai El, poate să desface cele mai adânci nevoi ale sufletului omenesc. Și poate, în această dimineață, în locul acesta, ai o mare, mare foame pentru iertare păcate. Sau pentru eliminarea de fapte, și de lupte nemipomenite cu biruință pe care le ai, de demon de un fel sau de un alt. Și poate să se foame de sănătate, de mângâiere, de înviorare, de încurajare, de înțelepciune, de lumină, de putere, de pace, de bucurii sfinte și de cap. Și este chemarea Domnului și este chemarea Cerului. Toți oamenii sunt creatura mâinilor lui Dumnezeu și toți oamenii au nevoie de mântuire și de mântuitor. Dumnezeu voiește ca toți oameni să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului. El nu voiește moartea păcătosului, ci poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, adică să se întoarcă cu toată inima la Dumnezeu, pocăința din inimă. Întoarcerea din inimă este adevărată întoarcere. Și când omul lasă păcatul și se întoarce la Dumnezeu, El Dumnezeu, începe lucruri noi, scumpe și minunate cu omul acela. Nu doar că iartă păcatele și renunță în mare uitări, ca și când niciodată n-ar fi păcătuit, El a venit și să ne pogăsească sufletele ruinate de păcat. Și ne-a venit să ne conducă din lumea aceasta rece și respingătoare în Împărăția Cerurilor, o lume de stadiu superior, o realitate extrasenzorială care, dacă n-ar fi, nu s-ar pomeni mereu și mereu. Și El ne cheamă și se chemare iubitoarea Cerului, apropie-te și mănâncă. Întâi și întâi de toate, El își dorește prietenia noastră, își dorește intimitatea noastră. De aceea Duhul Sfânt, prin Sfântul Iacov, spune de 2000 de ani, apropiați-vă de El. Și când noi ne apropiem de El, El se apropie de noi.
Isus este bozul nostru și este atât de fericit să împlinească nevoile noastre mici sau mari, de nu știu ce natură ar să fie. Și iarăși m-am gândit în inima mea și zâmb pe bancă și uitându-mă într-o parte, într-alta, ascultând când una, când alta. Cei mai fericiți și cei mai împliniți oameni, pe pământul acesta sunt oamenii care trăiesc pentru alții. Cei mai frustrați și cei mai neîmpliniți sunt oamenii care trebuie să fie meschini și egoist pentru ei. Firea pământească este și o alianță de sfântă de trei lucruri. Eu mie și ale mele și iarăși eu mie și ale mele. Și este pilda bogatului nemilosit, unde unul spune în două versete de 9 ori. Eu mie și ale mele, și iarăși eu mie și ale mele. Și la eu mie și ale mele, Dumnezeu un cuvânt mai potrivit decât nebunul nu găsește. Iisus când a fost pe pământ și a pus toate darurile în slujba noastră. De aceea este El cel mai fericit și cel mai împlinit. Spune că va vedea o sănătate de urmași și sufletul lui se va înviora. Și de 2000 de ani de când și-a vărsat, cu bucurie, sângele pe cruce pentru noi, vede o sămânță de urmași, milioane și milioane de oameni care-i copleșiți de așa o dragoste divină, cu tărâns să lase păcatul și toate rele și de aici mai departe să-i dea lui inimile, viețile, să se închine lui și să-i urmeze lui în umilință și în scumpă ta. Există înviere și există viață veșnică. Există un cer minunat și există un iad îngrozitor. Apropie-te, mănâncă și mai îți pâinea în oțet. Iar așezut lângă secerător și au dat grăunții prăjit, a mâncat, s-a săturat și ce a rămas a strâns. Iisus este boazul nostru. El este și răscumpărătorul, și binefăcătorul, și mântuitorul nostru. Și cauza aceasta nu s-a mulțumit doar să o răscumpere pe Rut și s-a îndrăgostit de ea. Și a venit neapărat, Rut să-i fie nevastă. Și a intrat în legământ. Veșnic de iubire și de slujire cu ea. Și despre noi, blestorică prin Evanghelie, am fost răbătiți cu Iisus. Și suntem rânduiți să-i fim în ziua binecuvântată, mirese binecuvântată. La cina Domnului, spune 1 Corinteni, capitolul 11, versetul 26, ori de câte ori mâncăm din pâine aceasta și bem din paharul acesta, vestim, cum spune, moartea, pâine va veni. Moartea lui, crucea, jertfă de la Golgota, temeiul mântuirii noastre. Nimeni altcineva și nimic altceva. Deci suntem în primul de pe urmă și sunt tot mai multe învățături false în toate bisericile din lume și aici, din România, prin care se creează ceea ce Biblia numește lepădarea de credință. Ziua Domnului nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credință. Și nu lepădă credința cel ce nu are, lepădă credința cel ce o are. Și între învățăturile false prin care se creează lepădarea de credință este și învățătura care zice într-un mod foarte iscusit. Într-un mod foarte subtil, foarte șirec, dar din care afară de eficient, gândi-le urechile și face foarte bine firii pământești și sunt foarte mulți în toate bisericile și în bisericile noastre firești și lumești. Este și învățătura aceasta care zice, acum Iisus este viu și El nu mai are cruce. Și suntem mereu și mereu îndemnați. Mai multe evlavie, mai multe evlavie și mai multe evlavie, dar fără Dumnezeu și fără Duhul Sfânt.
Iisus este viu. Dar El și crucea nu pot fi despărțiți niciodată. El și crucea rămân una pentru totdeauna. După înviere, s-a arătat ucenicilor care erau încuiați în casă de frica iudeilor și după ce le-a dat și din dar, de care aveau cea mai mare nevoie, pace vouă, sunt că le-a arătat ce? Mâinile și cu asta sa. El și crucea rămân una pentru totdeauna. Și cartea Apocalipsa numește Mielul cel înjunghiat. Și Apostolul Pavel, prin Duhul Sfânt, le spune corintenilor, lugoșenilor, bucureșenilor, timișorenilor și tuturor celor curii de auzit. Noi îl propovăduim pe Hristos și l-a sedit. Și n-am voie să știu în mijlocul vostru nimic altceva decât pe Hristos și pe El răsignit. Când te îndrăgostești cu toată inima de Iisus, pierzi dragostea de lume și noi ar trebui să luăm parte la distracțiile și la realizările lumii acesteia tot mai nebune și spunem cu mare durere aceasta. Tot atât de mult cât ea nu mi-a parte la închinarea noastră. Cred că ați înțeles. Nu putem sluji la Doi Săpâni, nu-i putem sluji și lui Dumnezeu și Mamonei. Iar la sfârșitul Epistolei către Galateni, același minunat slujitor al Domnului, fratele nostru, Apostolul Pavel, zice, departe de mine gândul să mă laud cu altceva, decât cu crucea lui Iisus Hristos, prin care lumea cu principiile și valorile ei a fost răstignită față de mine, deși nu sunt răstignit față de ea, nu-i mai aparțin ei, nu mai are niciun drept și autoritate asupra mea, cu picioarele sunt pe pământ, dar cu inima sunt în cer. Când pierdem perspectiva vieții veșnice, luăm decizii greșite și trăim ca lume. Călăuziți de aceleași principii și de aceleași valori. Cum spunea prin îndurarea Domnului și la Ateneul Român, în lucrarea minunată care s-a săvârșit la începutul anului, lucrare intitulată Chipul Ceresc, că fratele Ionel mi-a poruncit să spui neapărat ceva și despre Atene, fata asta frumoasă și curajoasă și din care afară de prietenoasă și de credincioasă, a cântat prima oară la Ateneul Român în decembrie 2015, s-a sfârșit o lucrare foarte însemnată, intitulată Seara de Aducere Minte, cu Mihai Bonul în familia lui, și alte familii de celor care au fost în închisoare în vremea comunismului, atunci avea 13 ani și jumătate. Nu-i frumos să-i spui vânsa unei doamne sau unei fete, dar cu ea mă înțelegeți. Și acum mai are puțin să-mi primesc 17 ani. Și a cântat și la evenimentul acesta, 5 ianuarie, Chipul Ceresc, și le spuneam și celor de acolo și celor care în întreaga planetă au urmărit evenimentul. Cea mai subtilă formă de persecuție astăzi este să ai de toate și să nu spese de Dumnezeu și nici de seme, adică de lumea care piere. Iisuse Fiul lui David, ai milă de noi. Și tot a zis ce trebuie asta. O, Domnul meu, se capă trecere înaintea ta, căci tu m-ai mângâiat și vorbele tale au mers la inima slujnicei tale și totuși eu nu sunt nici măcar ca una din slujnicele tale. Și acum este o chemare pentru noi, pentru toți. Și când spun toți, toți înseamnă toți. La vremea prânzului, Boaz a zis către Rut, apropie-te și mănâncă pâine. Moise, bucata în oțet, ea se duce jos lângă secerător, ca mâncat s-a săturat și ce a rămas a strâns, ca să fie binecuvântare și pentru alții, pentru soacra ei care a dus-o la Domnul. Eu mi-am spus vorba asta, uite, am depășit eu două, trei minute, el mi-a plăcut.
era sostenuto fratello Giussa Minona, ebreo, fratello David Nicola, e rimanese ebreo, da tutto sono di membri. Ci fu molto a vorbì. Se mi aiuti a essere Dio, ci ha svizzà, e come non c'è quel tipo di nini, ma quel tipo di rebuse, e la sua sposa da ci sa nota. Și când ne-a venit așa o frumoasă dulceață și înțelepciune, zice, bine, și înseamnă că o să mergem jumătate de oră. Păsările au fost create ca să zboare, peșii au fost create ca să noate, florile au fost create ca să răspândească miriasma, paharul a fost creat ca să poarte apa, noi toți am fost creați ca să purtăm slava lui Dumnezeu. O, și ce faceți? Și în chestiune cu mântii, și în chestiune de bunicești, fie că mâncați, fie că beți, să faceți totul numai și numai spre slava lui Dumnezeu. Amin.